Mii de oameni din toate colțurile țării au fost prezenți duminică la sărbările naționale de la Țebea pentru a-l comemora pe eroul național Avram Iancu la 151 de ani de la moartea sa. Ca în fiecare an, la eveniment au participat miniștri, șefi de partide, parlamentari, europarlamentari, autorități locale și județene. Evenimentul de importanță națională a început cu o slujbă de pomenire oficiată de episcopul de Vechi Hunedoara împreună cu un sobor de preoți, după care tânărul Vlad Lință, elev al Colegiului Național Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia, a interpretat impresionant marșul lui Iancu. Iancule mare, bravule tare, cum ai să fii? Tu însoțește și însuflețește pe ai de fi. Impresionant a fost și atitudinea românilor prezenți la Sărbătoarea Națională de la Țebea, care au intonat imnul României, insuflând în inimile participanților un puternic sentiment de patriotism. Ca în fiecare an, instituțiile statului, reprezentanții ai partidelor politice, organizației și asociații non-profit au depus coroane la mormântul Crăișorului Munților. Ceremonialul religios și militar de comemorare a eroului național Avram Iancu s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare, după care miile de români s-au retras la mese pentru odihnă și ospăț, comercianții fiind bine aprovizionați cu mici grătare, delicatese și multe, multe butoaie cu bere. Toții și-au întremat puterile pentru că Sărbătoarea Națională s-a încheiat cu un captivant spectacol de cântece patriotice din folclorul românesc.